ca Domnul Dumnezeu să le așeze sufletele lor acolo unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru, să îi cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluie, miluie. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte pe diavol, l-ai surpat și dorit viața în vitale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi care s-au pomenit, odihnește-le în loc luminatul lor de viață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit-i cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte! Când nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești viața și învierea și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, Tudor și pandurii Săi, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică lor neam și neam și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Lor, Doamne, veșnică lor pomenire. Hristos să-nvia din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să iarte. Gardă drept! Acoperi! Pe loc, repau! Doamnelor și domnilor, proclamația de la Padeș a fost unul din documentele programatice care a consemnat țelurile Revoluției de la 1821, condusă de către Tudor Vladimirescu, eveniment ce a marcat sfârșitul dominației fanariote și începutul procesului de renaștere națională. Proclamația cuprindea un îndemn către poporul românesc de a lua parte la lupta pentru eliberarea de sub influența fanariotă, precum și o serie de revendicări, printre care împărțirea pământurilor boierilor și mănăstirilor către țărănime, desfințarea privilegiilor boierești, dreptate și slobozenie. Proclamația a fost citită în fața unei mulțimi adunate aici pe Câmpia Soarelui de la Padeș în 23 ianuarie 1821. Prin ea, Tudor Vladimirescu lansând chemarea la luptă către tot norodul omenesc. Astfel, poporul era mobilizat la luptă împotriva răului de țară pentru statornicirea unui regim politic în țară. Având în vedere marele eveniment al mișcării revoluționare de la 1821,
Locuitorii satului Padeș au gândit și plănuit ca pe locul unde s-au adunat pandui, la chemarea lui Tudor și unde s-a citit proclamația din 23 ianuarie 1821, în această câmpie de unde a pornit Revoluția, să se înalțe un monument ca semn de omagiu adus lui Tudor Vladimirescu și a pandurilor săi. În anul 1921, Comitetul Școlar din Padeș, prin îndemnul învățătorului Eni Spineanu, a îngrădit un loc de doar 2 metri pătrați, unde s-a ridicat pentru început o troiță de stejar cu însemnarea Tudor Vladimirescu 1821-1921. La această troiță, în data de 9 iunie 1921, s-a sărbătorit cu mare fast împlinirea a 100 de ani de la mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu. Au participat foarte mulți locuitori ai Plaiului Cloșanilor, cât și din comunele limitrofe. Peste 6 ani de la ridicarea troiței, în anul 1927, sub conducerea aceluiași grup școlar, pădeșenii au început demersurile pentru construirea monumentului de piatră. A fost ales ca specialist pe probleme de arhitectură arhitectul State Baloșin. Celebrul arhitect State Baloșin, un fiu al satului de altfel, a întocmit planurile construcției, asumându-și răspunderea pentru construcția acestui monument. Monumentul urma să fie construit din piatră în forma unui trunchi de piramidă. Piesele care se văd acum fixate în corpul monumentului, chipul domnului Tudor sau momentul citirii proclamației în adunarea de la Padeș, depunerea jurământului boierilor către Tudor, cât și placa textului proclamației, au fost confecționate la atelierile Școlii de Arte și Meserii din București. La înălțarea monumentului de la Padeș, o contribuție substanțială, au adus-o cetățenii satului Padeș, care au transportat cu carele cuburile de piatră din locul numit Cornul Pietrii, au adus nisipul și apa pentru construcția monumentului, cât și lemne din pădure pentru schelă. Lucrările de construcție au început după data de 25 iunie 1933 și s-au finalizat în vara anului 1934. În acest an a fost inaugurat monumentul care se înalță și domină și acum prin măreția sa în Câmpia Soarelui. Monumentul Proclamația de la Padeș nu a mai beneficiat în ultimele decenii de lucrări de reabilitare și punere în valoare, drept pentru care autoritățile locale și județene au demarat un proiect de modernizare, consolidare, restaurare, amenajarea de alei, spații verzi, mobilier de exterior, iluminat public și altele, în valoare de peste 1 milion de lei. Totodată sunt în derulare lucrările la Căminul Cultural Tudor Vladimirescu, un obiectiv ultramodern ce va aduce în prim plan manifestări cu caracter artistic, muzical, educațional și cele cu caracter tradițional, valoarea proiectului fiind de peste 1,5 milioane de lei. Doamnelor și domnilor, pentru un mesaj de bun venit, îl invit în fața dumneavoastră pe primarul Comunei Padeș, domnul Mihăiță Gabriel Troacă. Bună ziua! Dragi prieteni, bine ați venit aici, în Câmpia Soarelui, de unde Tudor Vladimirescu cu pandurii săi a înfăptuit Revoluția de la 1821. Permiteți-mi, vă rog, să salut prezența la această mare sărbătoare a domnului prefect al județului Gorj, a domnului președinte al Consiliului Județean Gorj și celorlalte autorități prezente, inclusiv al domnilor parlamentari. Salut de asemenea și delegația reprezentată de domnul președinte Morega, a filialei Fundației Tudor Vladimirescu Padeș. Cunoaștem cu toții că Revoluția de la Padeș s-a înfăptuit ca urmare a poporului asuprit de către fanarioți, cât și de boierimea română, cu toate că Tudor Vladimirescu a folosit în Revoluție și mica boierime. Revoluția de la 1821, marcată ca o etapă premergătoare a Revoluției de la 1848, determinând revoluții și în alte state europene. Tudor Vladimirescu a încercat pentru prima dată să formeze un stat român, iar acesta să fie domnitorul acestui stat. Tudor Vladimirescu a fost, după cum știți, și capitan
al Plaiului Cloșani, care cuprinde cele două județe, Gorj și Mehedinți, deoarece, împreună cu oastea sa de Pandui, se pregătea să țină piept turcilor care ajunsese dincolo de Dunăre, în țara vecină. Deci, iată că lupta sa a fost înfăptuită și contra fanarioților, dar și împotriva turcilor care se pregăteau să ocupe și țara noastră. Ocupaseră țara vecină și Balcanii. Din nefericire, el a fost trădat de Alexandru Ipsilanti, conducătorul Ieteriei, care împreună cu apropiați din garda lui Tudor Vladimirescu l-a omorât într-un mod sălbatic la Târgoviște. Despre modul de desfășurare al Revoluției se pot spune foarte multe, dar timpul nu ne permite. Vă mulțumesc pentru participare tuturor delegaților și autorităților încă o dată. Doamne ajută! Vă mulțumim, domnule primar, iar acum autoritățile locale și județene vor tăia panglica de inaugurare a monumentului după restaurare. Vă mulțumim, Doamne ajută! Istoria este o poveste, istoria o trăim. Se aud între timp pașii domnului Tudor în câmpia soarelui. Vă prezentăm în minutele următoare un moment istoric evocator în care își dau concursul o parte dintre balarinii ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu și actorul Titu Eugeniu. Ura! Ura! Lăguitori ai țării românești, verde ce neam veți fi, la bună vedere și Dumnezeu să ne fie alături. Bine ați venit, fraților, și bine să ne ajute Dumnezeu. Bine ați venit, bine ați venit, fraților. Fraților, de 3 zile dau pinte murgului să ajung din București aici între voi. Mai înainte de a ridica steagul pentru a cere drepturile patriei mele, eu am îmbrăcat cămașa morții. Astfel, am împlinit cuvântul Mântuitorului, care spune că nimic, nici o dragoste nu este mai mare decât aceea de a-și pune sufletul pentru semenii săi. Să nu uitați, fraților, că toți sunteți părți ale aceleași nații. Voi lupta alături de voi și voi veți lupta alături de mine pentru a stopa abuzurile care au nenorocit patria noastră. Vă spun toate astea, fraților, pentru că am dezlegare de la țar să ridic întreg norodul românesc din Vlahia la luptă împotriva nedreptăților. Pentru că boierii
greci și români, împreună cu toți unindu-se, ne-au prădat fraților și ne-au despoiat de am rămas doar cu sufletele noastre. Azi noapte am înnoptat la prietenul meu Moangă, la Târgu Jiu. În zori am luat drumul Brădicenului cu gândul de a pune mâna pe Iorgu Văcărescu, cel care încearcă a ne pune piedici. Nu l-am găsit, dar nu scapă el de mâna mea. Acum viu de la Tizvana, unde l-am siluit pe Otădelișanu ca de grabă să dea poruncă prin sate să se aducă hrană pentru oameni și vite la monastire. În puținul răgaz de timp pe care l-am avut, fraților, alcătuit am și un îndemn că ne vreau să-i dăm putere de pravilă și care să ne fie crez în lupta noastră împotriva nedreptăților. Ura! Fraților, nici o pravilă nu oprește pe om de a întâmpina răul cu rău. Șarpele, când îți iasă înainte, dai cu ciomagul de lovești ca să-ți aperi viața. Dar pe balauri care ne înghide vii, căpeteniile noastre zic atât cele bisericești, cât și cele politicești. Până când să-i suferim, a ne suge sângele din noi. Până când să le fim robi, fraților. Veniți, dar, fraților, cu toții, cu rău să-i pierdem pe cei răi, ca să le fie nouă bine. Nu vă reneviți, ci sfiți, deveniți de grabă cu toții, care aveți arme cu arme, iar care nu aveți arme cu furci și cu lănci. Și unde veți auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele și folosul a toată țara, acolo să mergeți. Și ce vă vom povățui mai mari adunării, aceia să urmați. Căci ne ajunge, fraților, atâta vreme de când lacrimele de pe obrazele noastre nu s-au mai uscat. Ură! Precum vedeți, fraților, nu e vreme de pierdut. Acum, împreună cu mâna asta mică de panduri, voi apuca-o din nou prin sate să vestesc la întreg norodul hotărârea noastră luată acum aici. Voi, cu toții, să ascultați poruncile capitanului Gârbea, aici de față, căci el va fi întâiul care va afla de la mine ce trebuie făcut. Și acum, fraților, la porunca mea, dacă sunteți de acord cu mine, cu toții, să îngenunchem, fraților, și să jurăm credință steagului revoluției noastre. În genunchi cu toții. La porunca mea jurăm! 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 Așa Dumnezeu să ne ajute. Valabilă și azi. Fraților! Vă las cu bine, vă las în grijă Domnului și a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să faceți exact ce trebuie de azi înainte. Noi trebuie să fim liberi, să mergem panurii mei! Ura!
când mama ți-a lăsat și banduri ți-ai adunat, pe ciocui să-i prinezi neghiară, că ne-a suprire iarăși fac țara de ocară. Și fac țara de ocară. Ce vrăjitoare de alea să te descurc, să calci vesel. Să calci vesel pe pământ. Maica, pistoalele mele, le visai fără de oțele. Măiculița mea, cum să scap de cursa grea, căci mi le-a spăvestător, tot spune că am să mă. Dacă ai să mori, fiul meu, mori pentru poporul tău, dar să știi tu de la mine, bandură voinică a tine prin ce are funcționare ca lășer. Și de-o șarpe veninat, îi se iartă un păcat, îi se iartă un păcat. Doamnelor și domnilor, urmează ceremonialul depunerii de coroane pe acordurile imnului eroilor, interpretat de fanfara Armonia. Pe corona este prezentat! Județul Gorj.
știu. Yeah.